nu deschidem în față, nu are rost să mai umblăm, ci important este că urmează extinderea lui. Deci, Traiane, tu când ai ajuns acasă, noi așa am stat de vorbă și am spus, iei două, una de la stânga și una de spate și le duci pe cele două într-un biostub nou, că așa mi-ai spus tu, Traian, că ai biostub deja luat, și le puneai în față, stânga și dreapta, pe cele două. Toată albina călătoare rămânea aici, pierd cele două, dar în câteva zile își dau drumul, așa, și ăsta de aici îl ai umplut deja cu albină. Cum îl ai umplut cu albină? I-ai pus, l-ai dezvoltat în prima fază aici, i-ai pus rame, cum am făcut-o noi. Da. Da? Da. Și i-ai trecut rama, i-ai trecut rama clăditoare în spate, i-ai mai pus și două rame tot de aici din față, eventual poți să lași o ramă dintr-o celălalt, era 6 și 6, poți să lași pe 5 și pe 5 să te duci și lași o ramă, două rame lași aici din coace de cuib, ca să fie pornirea foarte puternică. Și atunci albina de pe trei guri de intrare, în acesta îl umplea foarte rapid, cum s-a întâmplat și la noi. Celelalte două își dau drumul și când și-a dat drumul, imediat muți în spate. Deci imediat îți puneți în spate și rămâne unul în față și altul în spate. Deci din cele două, vreau să spun. Acum, iată-ne, suntem în etapa în care noi, Traian, am rămas cu o singură familie, doar câte rame de bază? Una, două, trei, patru, cinci rame de bază fost și restul, numai rame noi, au crescut totul perfect, da, până în momentul de față și am ajuns la etapa în care încercăm să le extindem pe acesta. Da. Să mergem mai departe și să vorbim concret. De asta am vorbit că a fost mutat. Da, recent. Da? A fost mutat și sunt trei compartimente acolo. Mergem mai departe. Ăsta, nu știu mai ce este cu el. Sunt trei compartimente, tot așa. Da. Gata de mutați, vede că se umple. Cum îmi dau seama, dragilor, că ar trebui mutat? În afară de fapt cum crește acolo, am posibilitatea să trag rama clăditoare și dacă pe asta mi-o crescut făgurelul, atunci voi începe să crească. Da? Este semn că au pornit. Când aproape l-au crescut complet, înseamnă că are densitate bună de albină și eu pot să-mi permit să iau pe ăsta de aici din față, unul, deci pe cel mai puternic îl las pe loc. Eu nu știu că ce care e cel mai puternic. Păi am spus acum, am șansă să trag pe rând cele două. Da? Și dau seama care are mai mult crescut. Iată, ăsta are mai mult crescut. Vezi? Deci ăsta s-ar putea să fie mai puternic. Și cu ăsta se las pe loc și se iau pe celelalte două. Pe ăsta le iau de aici din spate și pe ăsta. Da. Dacă ăsta nu-i suficient de puternic, și uitați, se pare că nu este atât de puternic, le iau numai pe ăsta de aici și dau drumul ca să se umple. Eu folosesc cabina călătoare de acolo. Da? Când toate trei sunt la fel de puternice, atunci eu voi lua pe două din ele. Iau pe ăsta și pe ăsta. Mergem mai departe. În cazul ăsta luăm mai unul. În cazul ăsta luăm mai unul. Deci, dragilor, vedeți? Toate aceste variante sunt pentru voi. Deci, eu asta vreau să vă zic. Iată, să ne ducem și la ăsta. Le-am luat la o margine ca să vedeți, întâlnesc situații diferite. Nu toate familiile sunt la fel. Iată, ne suntem aici lângă unul care are una, două rame și trei am pus de foițe, nu? Aici cred că poate l-am lucrat eu, că nu mai sunt trei împreună. Nu, intercalat. Da, l-am intercalat. Acum, hai să facem așa, să dăm drumul, să ne uităm și aici. Este și albină. Albina de unde este asta? Din cap. Este și albină pentru că văd că e un pic greuț. Înseamnă că a intrat și sus și a pus
și un pic de nectar sus. Dragilor, cum îmi dau seama de asta? Nu fac decât să iau un pic rama și să îmi dau seama dacă a crescut. Ia, am văzut pe partea asta albină. Este semn că pe aici este și pus un pic de nectar. Da, este un pic de albină pe aici undeva. În sfârșit, l-am văzut un pic mai greuț. Acum sper să nu mă fie păcălit. Da, o să mai ne uităm altă dată. În momentul de față, ce mă frământă și la stagii? Mă frământă să văd dacă în buzunărel am hrană. Da? Asta e urgența numărul 1. Deci eu trebuie să știu dacă am sau nu hrană. Că vine perioada asta de câteva zile și atunci eu nu risc. Nu-mi permit să risc să rămână fără hrană și să ajung să nu... să moară, pur și simplu. Sau stagnează oatul, să dă peste cap totul. El aici a pornit, aici în față văd și câteva botcuțe, cred că dincolo de când a fost în față, înainte de a-l da în două. Este ouat și pe aici, pe partea asta, nu mai clocește. Este semn că rezerva de hrană este puțină și nu-l mai interesează să crească masculi. Masculii cresc atâta vreme cât sunt frământați de roit. Da? Deci, aceasta este o ramă. De regulă, nu trebuia să stea la margină, dragilor. Nu la margină stă rama, foița care o pui. Dar, până una alta, să cercetăm, să le ducem până la capăt și să vedem cum stăm cu diafragma, dacă este închisă, nu e închisă și ce hrană avem. Deci, iarăși, acolo cred că cum a ieșit, au început niște botcuțe. Minciunele mai mult, dar tot așa matcă valoroasă. Să vedem, hrana pe aici este puțină, doar aici o coroniță micuță. Nu m-aș lăsa pe hrana coroniței acestea. Avem și puiet mult, bănesc că sunt și ouă. Așa, el are nevoie de hrană puternică, îmi trebuie o ramă plină cu miere. Iată matca, dragilor, matca ouă aici, uitați-o. Făgurelul ăsta este crescut, acum bate matca în zona asta, dar dacă nu-i dau hrană, atenție, dacă nu-i dau hrană, imediat în câteva zile, dacă nu mai intre nimic pe rampa de zbor, se oprește. Nu mai hrănește pe matcă și lucrurile se complică. Aici am hrană. Da, dragilor, deci asta are hrană. Sunt fericit. Deci este o ramă cu nectar. Are cam un kilogram. Deci în partea asta e bătută cu puiet și pe partea asta e tot cu puiet pe partea de jos. Are și ceva păstură. Dar eu trebuie să spun că nu este atât albină cât am găsit în urmă. Dacă ar fi să vorbim pe cea dreaptă, aș mai veni aici lângă asta cu o ramă din față și cu păstură, cu tot ce trebuie, ca să mă asigur eu că lucrurile merg bine. Ia să vedem. Aici diafragma este închisă, totul este rezolvat. Deci aceasta e albina pe care o avem în clipa de față proprie. Și ce va ecluziona din cele două? Care va însemna doică imediată. Așa că eu propun să facem așa. Să mai venim cu o hrană, cu o ramă, cu hrană, din partea asta. Luăm pe cea care... Pentru că vreau să fie și ăsta populat cât de repede și să am garanția că nu risc deloc. Vezi? Sunt două rame care sunt în creștere, cu ouă proaspete, deci... Acum, când ecluzionează de acolo, în urmă trebuie să bată matca cu puiet. Deci avem clar în minte că
e nevoie de consum. E nevoie de consum și aici jumătate este o larvă, jumătate căpăcit. Ia uitați-vă, dragilor. E jumătate căpăcit și jumătate este aici zona cu larvă. Și eu ce fac? Nu fac altceva, ca așa cum promis. Voi lua din spate o ramă, o ramă care are rezervă, sper și de păsturi și totul să fie perfect, ca aceste câteva zile să nu mai fie pentru mine o problemă. Deci lucrarea trebuie să o facem cu gândul că 3-4 zile vor fi numai de ploi și va fi o perioadă când marca poate să fie, albina poate să fie supărată pe chestia asta. Iată o... Am avut o botcă foarte frumoasă aici. Deci, dragilor, iată că o botcă minunată. Tot schimb de liniștit, doamne, ce frumoasă. Nu vine să o puiau pe asta. E cu păsturi, e drept. E foarte bună, dar nu vine să o iau, nu vine să o iau pe următoarea, să o las pe asta. Da, deci așa arată ramă, o botcă din schimb liniștit crescută de regulă pe centru. Facem așa, o lăsăm pe asta și să luăm o altă ramă. Acum mă uit aici, parcă e mai multă albină. Păi fac așa, mă duc și o dau înapoi, o bag înapoi pe aceea și o să iau din partea cealaltă ramă. Ia și cu mult albină mai mult. Asta e încărcată cu mine, asta ar fi foarte tare, foarte bună. Ia uitați-vă așa. E foarte puternică, deși ceea ce-mi trebuie. Hai să o iau. Mă uitam dacă mai are vreo botcă pe undeva. Da, așa facem. Așa, asta e rama pe care o căutam. O punem aici ca rezervă și nu mai am nicio emoție. Are 3 kg. E plin, e minunat. Asta îmi trebuie. Da? Deci o pun fără emoții, că albina e din aceeași familie. Eu acum pun și hrănitorul și sper că am încheiat povestea cu ea. Mă gândeam să mă duc la cealaltă, dar nu mai deranjez, am deranjat una, e suficient. Super, mie că căză ceva aici și vreau să mă uit. Vreau să mă uit cumva, am atins o botcă cumva, căzut cumva. Ia să văd că vreau să știu exact ce s-a întâmplat. Deci asta, în nucleul ăsta, iată și asta e plină rama asta. Ce este pe aici? Albina stă ciucuri pe ea. Ce, pățică de ceară ceva s-a întâmplat? Da, a fost o pățică de ceară, nu. Nu, mi s-a părut, nu, mi s-a părut mie, da. Deci, dragilor, ce fac acum? Să vedeți care e perspectiva acestui nucleu. Da, sunt aici niște rame încărcate cu albină. Avem și rama aceea cu botca de acolo.
Puneți, mai sunt și alte boci. Da. Da, uitați, o altă botă schimb liniștit. Deci am, uitați-o, dragilor. Superbă, 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 superbă. Dragilor, vedeți ce a însemnat tehnica asta cu, pe care am aplicat-o. Da? Apicultorii știu ce spun eu acum. Deci mi-au crescut câteva boci, doar câteva boci, în varianta asta cu mișcarea în schimb liniștit. Și asta mă face foarte încrezător în toată tehnologia asta. Și apicultorii care știu ce spun eu acum, că măcile din schimb liniștit sunt de o valoare inestimabilă. Deci nu încape discuții ce anume, ce performanță poți să faci cu familia acestea. Mai totuși ce se întâmplă, de ce stă atât? Nu, hai să scot bucățica asta de sufraguri. Nu. Mă gândeam că am avut o bot, că am lovit-o, ceva s-a întâmplat, dar nu m-am întâmplat. Am acum două boci de schimb liniștit. Una este pe o parte, cealaltă pe altă parte. Deci le-am, sunt foarte, foarte încântate. Una ați văzut-o și una este pe rama asta de aici. Da? Sunt două boci schimb liniștit. Iată aceea care v-am arătat, asta altă este un pic mai în urmă, mai crudă. Dar pentru orice eventualitate lăsăm pe amândouă. Așa, și ce fac eu acum? Pun rama aceea care am găsit-o, să o pun la crescut aici. Deci